Bine vă găsi, băvericule, la episodul cu numărul 28, episod pe care îl scriu chiar în ziua de luni pentru că nu vreau să mai întârzi cu episoadele. Comentariul săptămânii vine de la omul meu Ștefan Iordan care ne zice. Drăcea e super tare, dacă aș avea o soră aș vrea să-mi fi văr. Hai cu intro-ul, băieții. Spun adevărul tinerilor raperi. Astăzi vom vorbi despre o pereche cel puțin dubioasă, pentru că e genul ăla de pereche pe care cumva nu ai vrea-o, dar pe care ți-o dorești foarte tare și ești dispus să faci orice, mai ales să spargi un salariu minim pe economie ca să o iei. Și anume, Nike Adapt Auto Max. Perechea a apărut anul ăsta la prețul de $400, iar la noi o găsiți la 1919 lei. O gălăgie de bani. Bă, șapcă, dar de ce costă atât de mult? Păi hai să începem de la cutie, care este super imensă și care e plină de simboluri masonice. Pe o parte a cutiei avem scris R, însă dacă întorci cutia așa o să scrie J. Și e știută situația că multe dintre produsele celor de la Nike sunt fabricate în Târgu Jiu. Doamne, ce tare ar fi să lansezi lucruri care nu sunt adevărate tot timpul așa, dacă le zici cu încredere. Pe altă parte a cutiei scrie Max, dar dacă întoarcem scrie XVW, care din nou mulțumesc doamna profesoară de latină. Doamne, nu se vrea episodul ăsta să iasă, dar trebuie, 2-2-2. Și dacă vă vine să credeți sau nu, pe partea asta scrie AUTO, care este alt simbol masonic pe care îl găsim și pe limba Adidas. Aici avem sigla celor de la Nike, iar ei sunt brandul despre care vorbim azi, dacă nu v-ați dat seama din titlu. Și pentru a completa elementele șirului masonic avem aici mascota asta. Treziți-vă, oameni buni! În partea de jos scrie ce conține cutia, avem câteva coduri QR și instrucțiuni de bază. Bă, la banii ăștia e o prezentare destul de ok, adică e genul ăla de cutie pe care o ții în bibliotecă. Pentru că dacă te uiți la emisiunea asta, biblioteca ta sigur e goală. În cazul în care nu ați făcut legătura, la un moment dat, într-un episod mai vechi, am vorbit despre perechea de Air Max. Ăia din Back to the Future. 2. Ăia care se leagă? Bă, dar nimeni nu i-a temut vreodată! Ideea e că ce avem noi aici este un fel de Air Max-ul săracului. Partea din față seamănă cu cea de la Air Max, talpa aduce și ea destul de mult, însă sunt câteva elemente care diferă. Tot în talpa avem parte de un material destul de solid, tăiat frumos cu bulețe, care inspiră durabilitate. În cutie avem Adidas și care au din astea normale ca să-i țină drepți. Fiind așa mai pe tehnologie, mă gândeam că o să găsesc în interiorul lor două iPod-uri. În cutie mai avem un docking station care este un fel de plăcuță de încărcare wireless. Iar cablul cu care se leagă această plăcuță wireless, bă, cum e viața asta, e în cutia asta alături de jucărie. Deci dacă te ceartă soția că ai spart iar banii aiurea pe Adidas, spune-i că ai luat și lua la micu ceva ca să mai diminuezi din pagubă. Opa! Se pare că în minutul 84 a diminua intră la cuvântul zilei și avem a diminua. A face să devină sau a deveni mai mic ca dimensiuni. A se mici, a se micșora, a se reduce. A face să devină sau a deveni mai mic cantitativ. Pentru că mai important e calitativ. La călcâi avem celebra Air Bubble, care nu putea să lipsească de la o pereche de Air Max și care cumva e singura urmă de normalitate la Adidas ăștia. Avem și un fel de ecosistem aici, adică două chestii care te ajută să te încalzi foarte ușor. În primul rând chestia asta pe care o găsim și la Jordan 6 și la Uptempo. Și al doilea? Faptul că limba asta se poate trage nesimțit de mult în față, pentru ca tu, leneșule, după ce ai șireturi care se leagă singură, să te încalzi și mai ușor. Mi se pare că următorul pas la Adidas și ăștia e să-ți vină într-o cutie și mai mare, din care iese un băiat care te leagă cu totul la Adidas și zice cum e vremea. Și zice la final, nu te mai preocupa, ești încălțat bine azi. Este o pereche a viitorului și dacă e să o luăm genealogic, pentru că dețin cuvântul ăsta, este nepotul lui BB1. Adică de la perechea asta a pornit ideea de a băga tehnologie mai abuziv în încălțăminte. Și bineînțeles mai e și perechea asta de Puma pe care o băgai la calculator când ajungeai acasă, nu o să vorbim acum, trebuie să aibă și ea un episod. Iar BB1 chiar este o pereche de basket reușită pentru că oamenii care au conceput-o s-au concentrat pe practicabilitate. Am zis-o, bă, am zis-o, aici aplauze false, bravo, bă, o pup. Adică ok, da, are LED-uri, se aprinde singură, dar hai să și respire bine piciorul în ea, să aibă un suport bun de gleznă, să aibă niște grip, să nu-și rupă cineva picioarele în electrocasnicele astea. Avem foarte multe detalii la pereche și din nou la banii ăștia. Îmi place foarte mult dunga asta cu mâzgăleli, însă ce mi se pare prea mult și deja prea futuristic e călcâiul, care nu știu de ce are spațiu ăsta aici, adică în afară de a băga o țigară în el nu-i văd scopul.
Se vede cu ochiul liber, dacă să fim siguri, vă zic și eu, Adidas ăștia te înalță un pic de la pământ, iar ca greutate au 17 ounces, adică aproape 482 de grame. Fiecare. Iar acum o să încercăm să facem un pic de marchiz de Căzănești, adică să o dăm un pic pe tehnic. Ia, pe tehnic, el nu e în stare să zică bine 2 ani, zi-mă, ia! Adidas și se pot strânge sau slăbi din butoanele astea două laterale. Dar îi poți conecta prin Bluetooth la telefon sau la Apple Watch, joacă pasta. Îi poți conecta la telefon prin aplicația Adapt, pe care trebuie să-ți faci cont, după care activezi Bluetooth-ul, iar după aia ții telefonul super aproape de Adidas și rând pe rând ți-i găsești. Ce poți face cu ei de pe telefon respectiv Apple Watch? Poți să setezi de la 0 la 100 cât de strâns și vrei și mi se pare ciudat că poți să faci asta individual. Adică dacă vrei stângul la 50 și dreptul la 80, se poate. Poți să-ți alegi culorile butoanelor de pe lateral, cei drept nu din foarte multe variante, însă cei de la Nike au promis că vor actualiza softul și să vezi atunci câte culori. O să poți la un moment dat să le faci tip stroboscop, să pară că ai balul de clasa 8 în picioare. Poți să-ți creezi niște moduri, adică momentan avem doar move sau chill, dar poți să mai adaugi tu câteva. De exemplu, modul bătaie, unde ții pe 0 piciorul drept și pe 100 piciorul stâng, asta dacă lovești cu dreptul. Sau modul atârnache de Starbucks, unde ții 100 ambele ca să fii înțepat când vine rândul tău să comanzi. Tot din aplicație poți să-ți vezi nivelul bateriei, care nu e musai să fie la fel la ambii Adidas. Ce tare ar fi ca după ce ți se termină bateriile să devină super greu și să trebuiască să chemi un om să-i împingeți până la cea mai apropiată priză. Bine că nu fac eu Adidas. Dacă îți e silă să folosești vreun dispozitiv sau aplicație, nu te deranjează să te apleci și vrei doar să-i legi sau să-i dezlegi, poți să faci asta foarte simplu. Pe butonul din față, dacă ți-a apăsat, o să se lege cât ai tu nevoie. Iar pe ăsta din spate, dacă ți-a apăsat 2 secunde, se dezleagă complet. Am reușit să fac cu Adidas ăștia aproape tot ce se putea, în afară de comenzile vocale de la Siri. O să vă las un clipuleț în care am încercat să folosesc comenzile vocale și vă anunț de pe acum, e posibil să mă fie enervat un pic. Așa trebuie să rămân timp de 2 minute. Am testat toate funcțiile lor, merg chiar dacă îi țin în mână, uitați, pot să vă fac o demonstrație. Este ok, haideți să testăm și funcțiile Siri, pentru că sigur vor merge. O să începem cu prima, care se numește Release My Shoes, adică dăm drumul la Adidas. Hey Siri, Release My Shoes. Am înțeles, nu e nicio problemă, până la urmă poți să ți-i dezlegi și singur, nu e niciun fel de... Loosen My Shoes, să ți mai lase un pic așa să îi elibereze. Hey Siri, Loosen My Shoes. Până la urmă poți să ți-i faci și singur, nu mi se pare că e nevoie de așa. Poți să verifici bateria. Hey Siri, Siri. Hey Siri, check my batteries. Sorry, but I'm not able to change that system. Niciun fel de problemă, oricum nu-ți trebuie bateria, că na, cât să fi plecat în Adidas, ăștia n-au cum să se descarce. Secure my fit, adică să aibă grijă de forma ta fizică. Hey Siri, secure my fit. 6 feet is 1.83. Tocmai ne-a calculat cât înseamnă un fit și înseamnă 1.83 metri. Nu ne-a ajutat exact cu ce ne trebuia, dar mulțumim oricum, aplicație bună. Haideți să încercăm să-l dăm spre un mod, să alegem, de exemplu, chill. Hey Siri, go to chill preset mode. I don't understand. Da, se pare că nu merge absolut niciunul, dar important este să-ți placă Adidas și până la urmă poți și cu mânuțele singur să-ți faci tu toate astea. Ei, tu, cine eu? Da, tu. Vrei să-ți cumpere Adidas, dar îți lipsezi niște bani? Da. Ai auzit de emisiunea Kicks and Digs? Cine? Exact! Avem soluția pentru tine! Intră pe Sneaker Industry, adaugă o pereche oarecare în coș și adaugă voucherul capa de 10! Wow! Adidas și care erau 8 milioane, acum sunt 2 milioane! Mulțumesc, Kicks the Dix! Oricând, prietene, și nu uita, dacă nu știi exact cât înseamnă 10%, site-ul îți calculează automat, numai bine. Ideea e că avem aici ceva foarte apropiat de Air Max și poate în câțiva ani o să avem ceva și mai bun. Adică e ok să folosim tehnologia, că de-aia apar tot felul de lucruri ca să ne ajute. Dar nu e musai să ajungi la nivelul ăla în care îți legi telefonul, ceasul, căștile, badida și șapca la Bluetooth. Adică să n-ajungi ceva de genul... Ce ai zis? Stai să-mi dau căștile mai încet un pic. Sau la modul, da frate, vin, stai un pic să-mi schimb culoarea la șapcă. Și la final, întrebarea care e pe buzele tuturor și pe care și eu am avut-o. Păi și dacă plouă, ce se întâmplă dacă plouă, Adidas și sunt waterproof. La modul că dacă plouă și atinge un pic apa, nu se strică, dar nici nu poți să iei la Costinești. Dacă nu faci sport în ei, bateria durează aproximativ 2 săptămâni, iar o încărcare full în jur de 4 ore. Ca fit eu zic că merge cam cât ai tu în mod normal, adică dacă la o pereche de Air Max Sport 43, pe ăștia o să-ți iei măsura? Cel mai bine la banii ăștia e să mergi să-i probezi, că dacă ți-i comanzi online și nu-ți vin... Mulțumim celor de la Sneaker Industry că ne-au lăsat să butonăm perechea asta! Doamne, cât de unchi am fost, bă, băiatule, bă... Dați și voi un share, nu uitați de seara de open mic, vă las niște cadre, XOXO!
2-2-2. Dă-te și nu! 2-2-2-2. Nici nu văd dacă se aude. Bă, să-mi bap. 2-2-2-2. 2-2-2. 2-2 merge. 2-2-2.